acasă la Luiza Melencu a ajuns zilele trecute o scrisoare care pur și simplu le-a răscolit sufletele mamei și bunicului tinerei. În scrisoare s-ar explica modul în care fetele, atenție, Alexandra și Luiza, ar fi fost scoase din casa groazei. De asemenea, în aceste 8 pagini scrise de mână, apar și o mulțime de nume, parese ale oamenilor care ar fi ajutat la această mutare a fetelor. Veți afla cuvânt cu cuvânt ce scrie în această scrisoare, dar înainte de toate vreau să-i prezint pe invitații mei de astăzi. Domnul Lucian Petrică este expert criminalist autorizat. Bună seara, bine ați venit! Bună seara. Este fost șef al Serviciului de Cercetare la fața locului și expertize criminalistice la Institutul de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliției Române. Da. Cu ajutorul dumnealui vom încerca să aflăm mai multe despre omul care a trimis scrisoarea, pentru că se va studia scrisul acestei persoane. Alături de mine este Sorin Ovidiu Bălan, care ne-a adus scrisoarea și care a refăcut traseul descris în aceste pagini. Bună seara, bine venit, Sorin. Bună seara. Mara Bănică, mulțumim că ai rămas alături de noi. Bun, am citit această scrisoare și vreau să vă spun că atât cât am înțeles eu, pentru că nefiind din partea locului, neștiind toate locurile pe care ni le indică acolo, spunându-se cu nume și prenume niște indivizi care ar fi luat parte la această acțiune, m-am cutreierat. Era ca într-un film de acțiune, un film de groază. Foarte multe detalii care, dacă se adeveresc a fi adevărate, pot să facă lumină în 2 ore, nu în 3 luni. Sau în 4 luni, sau într-un an. Ce spui, Sorin? Păi, am tot bântuit prin Caracal pe acolo și prin împrejurimi. Există, aceste localități există, traseul descris există, noi l-am și făcut grafic. Există și persoanele, cu multe dintre ele am și stat de vorbă, persoanele pomenite aici. Sunt și lucruri care se potrivesc. Dar sunt și unele lucruri, și aici domnul expert cred că mult mai bine o să ne explice decât eu, pot să o fac eu, sunt unele lucruri care cred că sunt petarde, fumigene așa, care să nu ne facă pe noi să ne conducă la cel care a scris aici. Dar tu ai avea idee că acest om poate să fie cumva parte din anchetă? De asta și dat-o anonimă? Am serioase convingeri că da, s-ar putea, și s-ar putea ca asta să provină un pic dintr-o declarație din dosar, puțin coafată, așa, ca să nu se prindă nimeni cine a putut să o scoată. O să vedeți, are inclusiv expresii juridice în ea. Te rog. Deci... Alături de noi, în direct, sunt bunicul lui Luizei Melencu, domnul Stelian Iordache și... atât, dumneavoastră. Bună seara, domnule Iordache. Să rămână. Aveți și dumneavoastră scrisoarea și vă mulțumesc că ați acceptat din nou să luați parte la această emisiune, la această dezbatere. Haideți să-l ascultăm pe Sorin. Deci avem aici și scrisoarea, scrisul. Vreau să remarcați primul lucru de sus de acolo. Domnule Iordache Stelian, deci este cineva care știe, care a adresat cereri, plângeri și așa mai departe. Este cineva care știe cum se începe o astfel de misivă. Și acum am să vă citesc. Dumneavoastră aveți aici scrisă, olograf. Eu am să vă citesc conținutul. Vă trimit prezenta anonimă și vreau să dau detalii despre nepoata dumneavoastră. A fost dincă de mai multe ori la numitul arete acasă. Acest numit arete acesta este o poreclă, locuiește în apropierea lui dincă. Locuiește și ar avea tot... legătură din ce știi, ar putea conform declarațiilor tatălui, bunicului lui Izei, acest arete, până la dispariția Alexandrei, nu a avut nicio treabă cu familia Melencu. Imediat după, imediat după dispariția Alexandrei, acest arete a apărut așa pivotând în jurul familiei Melencu, inclusiv s-a oferit neastelic că te duc eu cu mașina la Caracal dacă este nevoie, e distanță de 20 ceva de kilometri între satul, între Radomir, satul Luizei și Caracal, locul de unde a fost răpită. Avem și un mic filmuleț în care putem dovedi faptul că acest arete este, așa, se tot învârte în jurul familiei Melencu. Să vă citesc în continuare
Deci ne-am lămurit cu cine este Arete, știm și numele întreg. Vă citesc în continuare, dau citire în continuare telegramei. A văzut-o pe Luiza, i-a plăcut cum arată și au pus la cale amândoi să o ia pe Luiza pentru că are doi boșorogi acasă și nu are cine să umble după ea. Sunt spusele lui Arete, lui Gheorghe Dincă. Fata este singură la ocazie, acum începe povestea filmului Răpirii fetei. Fata este singură la ocazie, a mai venit o femeie și încă un bărbat pe poreclă Arete, care este din Radomir, este vorba de același Arete, comuna Dioști. Cunoscându-se amândoi, au stat de vorbă și s-au hotărât să meargă împreună la ocazie. Arete a avut două sacoșe în mână, le-a pus jos. Între timp, a apărut o mașină. Arete a oprit mașina și fata s-a urcat în spate, iar bărbatul s-a urcat în față. Femeia care era cu ei la ocazie a spus că merge la Leu. Leu este o comună dincolo de, spre Craiova, dincolo de Radomir. Și nu la Radomir și nu s-a urcat în mașină. După aproximativ 20 de metri de mers, Arete a uitat bagajele jos. L-au dat jos ca să-și ia sacoșa și a rămas pe loc. Dincă, dând viteză la mașină, a plecat doar cu Luiza. Seara, când s-a întunecat, a predat-o Dincă lui Dan Dumitrescu. Cine care este? Un al doilea personaj. Vă explic imediat cine este. Este plecat în Franța la ora asta. Este prieten de-a lui Arete. La restaurant. Deci a predat-o la restaurant unde au fost reținuți la ora 22. Acest reținut, nu am nicio explicație pentru el, pentru că ei n-au fost reținuți de către poliție, au fost reținuți la vreun șpriț acolo la restaurant. Restaurantul l-am identificat, nu-i dăm numele. Noaptea Dumitrescu se folosea de ea și o lua și Oacă. Oacă este unul dintre cei trei capi interlop din Craiova. Oacă, dacă vă aduceți aminte, în clipa în care a dispărut Alexandra Codiță, al treilea, așa zis, interlop, Rădoi, pe care l-am avut și noi în platou. Rădoi i-a trimis pe polițiști la Oacă să facă descinderea. Deci se folosea de ea și Oacă și pleca cu ea la Deveselu, ținut cu somnifere și droguri. Asta cu Deveselul am verificat-o, nu prea se verifică. Nu prea e adevărat. Când s-a întâmplat cu Alexandra, deci acum venim la cel de-al doilea caz. S-a terminat cu Luiza. Luiza care a intrat în, mașină alături de... De Dincă. Și de celălalt bărbat. Și de celălalt bărbat, care așa, sub pretextul că... Deci acolo, din ce am stabilit noi, s-a petrecut un pic altfel decât este descris aici. Da. Adică, Luiza stătea la ocazie, după cum știți, este filmul acela în care ea se vede trecând, trece pe lângă o doamnă în roșu, n-a fost identificată nici până în ziua de astăzi. Și imediat după colț se face autostopul, începe strada Craiovei, se face autostopul pentru cei care merg ori la Craiova, ori satele de pe drumul spre Craiova, unde e destul de multă lume. Din informațiile pe care le avem noi, Dincă venea dinspre casa lui, adică dinspre strada Craiovei, a văzut-o pe Luiza, a întors mașina. Este un soi de giratoriu acolo, giratoriu mai de Caracal, așa mai oltenesc. Întoarce acolo și vine de după colț și oprește în dreptul Luizei. Este foarte posibil ca ceea ce se descrie aici să fie adevărat. Adică, bun, hai să mergem mai departe ca să terminăm. Deci Dincă pleacă cu Luiza și o predă, atenție, și o să vezi că este foarte important lucrul ăsta, o predă la hotel. Eu predă lui acest Dan Dumitrescu care o duce la hotel. Dacă vă aduceți aminte, eu am susținut aici că Luiza nu a trecut pe la Casa Groazei, pentru că nu are niciun rost la reconstituirea care s-a făcut, dacă vă aduceți aminte. Ăsta foarte repede s-a oprit la o parcare, ori n-avea rost. Atâta vreme cât vrea să o omoare, deci a trecut în dreptul casei, s-a dus până în parcare, iar în parcare s-a întors. Bun, vă zicem mai departe.
Când s-a, mergem la al doilea caz, Alexandra. Când s-a întâmplat cu Alexandra, procurorul care l-a dat afară din funcție și comandantul poliției, e vorba de procurorul Ovidiu Popescu, cel care i-a ținut pe polițiști la ușă, și comandantul poliției scos la pensie, au dat ordin ca fetele să dispară din oraș. Dincă era plecat, nu era acasă și în prima zi, după ce s-a sunat la 112, la ora 13:14, au intrat înăuntru numitul Arete și băiatul lui Dincă. Vă aduceți aminte că v-am spus că eu nu cred că Dincă a ajuns acasă la Alexandra. Și ar fi zis cineva că a văzut doi bărbați ieșind din... Doi bărbați și a zis fiică-sa. Adică Arete și, și băiatul lui Dincă. Și băiatul lui Dincă. A scos fata prin spatele casei. Fata era somnoroasă, moleșită și au plecat cu o mașină a lui Arete. Casa lui Dincă... a lui Arete de la casa lui Dincă către Craiova. Când au depășit PECO, acum o să vă rog să scoateți scrisoarea, avem deja reconstituit, aici am făcut noi pe hartă, avem deja reconstituit planul pe unde au umblat ei. Deci aveți casa lui Dincă, s-a mers până la PECO, la benzinăria de la ieșirea din Caracal, care este pe mâna dreaptă, într-adevăr, s-au dat jos din mașină, băiatul lui Dincă s-a urcat într-o altă mașină, care era oprită pe dreapta, și în care erau alte două femei. Arete era în față cu mașina și a pornit după el și băiatul lui Dincă cu cele două femei. Deci e un pic lăbărțat scris, dar ați înțeles. Deci de la casa lui Dincă opresc la benzinărie, se întâlnesc cele două mașini. Acesta a întors înapoi cu mașina până la PECO, deci Arete, așa, unde l-a așteptat Oacă cu mașina lui. Au schimbat câteva vorbe și au plecat amândoi, Oacă înainte și Arete după el. Au mers la restaurant, au luat-o pe Luiza, au pus-o în mașină la Oacă și au plecat către șoseaua pietruită pe drumul Celarului. Celarul, deci aveți benzinăria și drumul pe unde au plecat... către Celarul, este o comună în zona Caracalului acolo. Prima stație de la șosea, unde sunt canalele bifurcate, unde scrie E70 acolo, sunt într-adevăr două canale de irigație bifurcate. Stați că am pierdut un pic șirul. Așa. Au ajuns la cele două canale bifurcate. Arete a luat-o pe marginea canalului și băiatul lui Dincă după el. La Oacă în mașină, cu Luiza, se mai afla un bărbat pe care îl cheamă Pițuru. Acest Pițuru este și el dispărut din Caracal. Deci nu știi, nu a fost până acum anchetat de nimeni, n-ai auzit de el. N-am auzit. Pițuru este tot o poreclă. Și să te rog, Sorin, un pic mai repede, că sunt foarte multe detalii și ne pierdem. Mergând la Caracal către comuna Castranova, avem iarăși pe așa, au făcut la dreapta pe șoseaua pietruită a Zănogii, au făcut la stânga, la dreapta și au ieșit prin spate la terenurile de fotbal de la Castranova. De ce se plimbă și ajung la Castranova asta? Mergând pe asfalt către Caiova până în comuna Puțuri, făcând la stânga către Bratovoiești, deci astea sunt și niște drumuri de pământ până în mijlocul culturilor, și apoi iar la stânga către Rojiște. Până în comuna Rojiște este un hotel pe partea dreaptă, l-am arătat. Și unde a lăsat? Să dați grafica cealaltă. Unde ar fi finalul traseului? Aici, la hotel, este... Și Luiza și Alexandra? Da. Adică Alexandra s-ar fi întâlnit acolo cu alte fete care erau ținute în hotel? Nu. Celelalte două fete sunt... mă rog, nu vreau să mă pronunț, dar nu uitați că fiica lui Dincă în ziua în care a fost răpită Alexandra se afla în Caracal, deși a mințit că nu era în Caracal. Și de aici cele două fete sunt luate și duse către Arad. Ca să vă Dar fac... totuși Alexandra și Luiza au dispărut la un interval de câte luni una de alta? De 4 luni? 4 luni de zile, e da. Posibil Luiza să fie atât de mult ținută acolo? În hotel, da. În hotel și este nimeni posibil să nu afle? Da, sigur. Eu am să vreau să vorbesc, dar sau după pauză... este posibil să fi fost, să aibă, ca să zic așa, baza la hotel, să fie luată de Oacă, dusă la Craiova sau cine știe prin ce alte părți. Bun, o să facem așa. După pauză vreau să vorbesc și cu...